pireuț cu friptorică de pasăre. Ce să mai, o nebunie. Un deliciu, nu altă. Un deliciu. Dacă respecti rețeta și nu ți să-ți trimit ingredientele la tine în bucătărie. Mamă, tu de bun. Vălu. Da, draga mea soție vine astăzi la mine și îmi spune: ai 50 de lei, descurcă-te, trebuie să mâncăm 4 și trebuie să mâncăm bine și nu vreau ciorbă. Am rămas masc, așa că Paulica și Constantin a trebuit să gândească și să gândească ceva super delicios. Și norocul meu că mai aveam prefrigider, o leacuțică de jen, că vorba aia, o să-l pun mai acuș, o leacă de unt, cartoafele le aveam că, na, am părinți pe la țară și mă mai ajut așa cu de-a leguri din când în când. Și eu m-am dus și am cumpărat un pui, n-are mult, are un kil și vreo 600. E bun, e perfect, atâta a fost bugetul. Na, cu 50 de lei și vrei să iei. Am mai luat o sticlă de lăptic. Dragi povzicioși, în ceea ce urmează vreau să fac o friptură la ceaun. Da, ai auzit bine, friptură de pui la ceaun. Simplă, delicioasă, rapidă și evident cu un piureuț cinstit alături de fripturică, că vorba aia merge. Piureuțul la români cu fripturica merge și merge întotdeauna. Așa că hai să mă apuc de pregătit, dar nu înainte de a-ți spune că ingredientele de aici din fața mea, ca de obicei, le găsești acolo jos în descriere. Dacă nu, fuguța pe chefpaulconstantin.ro, unde vei găsi rețeta aceasta cu ingrediente, cu tot ce trebuie să iasă ceea ce trebuie. Și nu uita, like, share, subscribe, comentarii, abonare, apreciere și urmărire, ca să fim din ce în ce mai mulți pofticioși și să vadă mai multă lume ce gătesc eu aici. Așa că, dragii mei pofticioși, hai la treabă! Hai la treabă că vreau să o fac de grabă să iasă ceea ce trebuie. O nebunie de rețetă, nu alta. Pentru început, o lingură bună de untură de pasăre. E indicat să folosești untură de asta de origine animală pentru că e mult mai sănătoasă decât uleiuri rafinate. Și da, poți folosi și untură de porc, poți folosi și untură de pasăre, de rață, de gâscă, mai puțin de iepure, că ăla nu prea se îngrașă. Așa că, uite aici, se estimează undeva la vreo 60-70 de grame de untură, până aici, dau drumul la foc. Aș poate vă întrebați de ce tot mereu aceeași oală. Dragii mei pofticioși, caut oale de fontă altfel colorate. Dacă știi cumva, lasă-mi acolo în comentariu unde pot să găsesc niște oale de fontă ceva mai mărișoare și mai colorate, că vorba aia, eu filmez, că dacă ar fi să gătesc pentru acasă, mi-ar ajunge asta și n-aș mai comenta absolut deloc. Dar atunci când filmez, parcă trebuie să mai schimbi culorile din când în când. Acum că untura de pasăre s-a topit, mă rog, am rămas cu lucrul în urmă la câte explicații am dat. Trebuie să mă ocup de puiganul ăsta. Și puiganul ăsta o să-l porționez. Asta e cel mai bine să faci cu el. Cum se porționează puiul? E bine, ia câte puișorul. Am să îl separ așa, în genul acesta. Fac o tăietură între piept și pulpe. Perfect. Depărtez picioroșele. Vin pe jumătate. Înlături târtița, dacă nu dorești, în fripturica ta. Astea sunt pulpele, apoi vreau să scot oscioarele afară, iată ce simplu e, după care tai pulpa pe din două și am aici două piese, la fel procedez și cu cealaltă pulpă, asta e așa, pe repede înainte, ca să vezi ce simplu se face. Cauți articulația, ai mai scos două piese, două aici, prinzi din spate, pe articulație, ai tăiat, poți să înlături capătul, în genul acesta, poți să le mai faci încă o dată în jumătate dacă dorești. La fel și cu aripa numărul 2. Pare simplu și așa e. Cu pieptul, treaba și mai simplă. Pui cuțitul, ia ca așa, te duci până în capăt. Ai obținut corabia, cum îi spun eu. Dacă vrei, poți să o tai în două, dacă nu, o poți lăsa și așa. Eu am să o tai odată în genul acesta. Și încă o dată, uite așa. De ce procedez așa? Are puțină carne, dar mult aromă. Asta mă ajută foarte mult la mâncărica aceasta. Apoi, pieptul, îl las cu tot cu piele, vin odată cu el pe jumătate. Jumătatea aceasta o tai încă o dată în jumătate. Ia câte două piese, totul pe os. La fel și aici, am tăiat și uite așa am porționat puiul cât se poate de rapid. Ce facem acum? Ei bine, eu obișnuiesc să nu-l spăl. De ce? Pentru că, mare atenție, dacă speli puiul și e contaminat cu salmonela, s-ar putea, din cauza jetului și faptul că tu te chinui acolo să-l speli bine, s-ar putea să răspândești peste tot. Adică nu s-ar putea, cu siguranță vei răspândi peste tot numai bacterii, microbi de astea de salmonela. Dacă îl lași nespălat, ei bine, nu contaminezi decât zona în care ai lucrat. Ai mâinile, cuțitul, tocătorul, le speli bine și ai scăpat de griji. Dacă cumva puiul e contaminat cu salmonela, ei bine, dacă a trecut peste 75 de grade temperatură, asta înseamnă că ai cam zăpăcit-o.
cu siguranță mâncărica mea va trece de 75 de grade și bacteria nu mai supraviețuiește. De aia trebuie o atenție specială cu carne de pui, așa că eu am terminat cu puiul, îl iau și îl așez cu pielița în jos. Ia ca așa. Ah, oprisem focul pentru că a spus să nu care cumva să ard grăsimea. Dau drumul din nou la foc, îl pun cumva la minim și am să pun bucățile astea principale de carne. Pieptul de pui mă interesează, cu pielița în jos, să o caramelizez frumos. După pieptul de pui, pulpele, sunt și ele la fel de importante și au gust, au aromă, au tot ce trebuie. Și dacă vei găti carne pe ciolan, cu siguranță gustul iese ceva divin. O, uite așa. Și restul o să rămână la tura 2 de tras la tigaie. Da, vreau să rumenesc fiecare bucățică de carne ca să obțin din ce în ce mai mult aromă. Pe măsură ce voi adăuga și ingredientele, bunătatea crește direct în oală. Și uite așa obții cu un buget mic o mâncare super delicioasă. Între timp, mă spăl bine pe mâini și pun cartoferii la fiert. Să ies cu totul în timp util, să nu care cumva să pierzi vremea prin bucătărie, că după aia s-ar putea să nu-ți mai placă să gătești. Pentru pileul de cartofi, e bine, pui cam un kilogram de cartofi la fier, îi tai în cubulețe, mă rog, îi curăț de coajă, îi speli, îi tai în cubulețe, iarăși îi speli și îi pui frumos în apă. Apă cât să acopere cartofii. După care, iei și pui puțină sare, ca o linguriță de sare, dar nu cu vârf. Acum că am făcut așa, nu rămâne altceva de făcut decât să pun la fier. Și cât timp se face fripturica, sunt gata și cartofiore. Așa că rămâi lângă mine pas cu pas să vezi ce urmează. Lucruri interesante și o să-ți iasă o mâncare nebunie. Hai să vezi. Câteva clipi mai încolo. Ia uite tu ce frumos se rumenește. Uite aici, a început să capete culoare. Iau și o întorc. Legat de carnea de pui, am o sugestie pentru tine. Nu te zgârci când vine vorba de sănătatea ta. Caută să iei puiuțul acela care chiar contează. Dai un ban, dar știi că face. Și în cazul cărnii de pui, chiar așa e. Pentru că vorba aia, trebuie să punem bun ca să iasă bun. Ați prins ideea. Ei bine, am să mai las carnea de 4 minute și de partea cealaltă, după care prăjesc și următoarea, iar când e gata, revin către tine să spun ce trebuie să ne faci. Așa că ne vedem de grab. Câteva momente mai încolo. Și ia câtă cărnița. Am rumenit-o pe toate părțile. Are ceea ce trebuie. Aici nu am untura de pasăre rămasă, plus acel fond minunat din care vom dezvolta arome. Ce urmează să facem? Ei bine, punem ceapa. Câtă ceapă? 3 cepe. Le ați și voi. Una mare, 2 medii. Le pun aici, tocate la cuțit. Imediat după am să pun și sarea, pentru că sarea mă ajută să scot cât mai repede excesul de apă, de lichid din ceapă. De-aia pun sare. Și încep să amestec. Din momentul acesta, ceapa va acționa asupra zaharilor caramelizate de pe fundul cratiței, le va dezlipi, le va absorbi ca un magnet și noi vom avea o mâncărică pe cinste, o fripturică de pui la ceaunel exact așa cum trebuie. În spatele meu bolborosește foarte bine și cartoful. Ce rămâne de făcut decât să las vreo 3-4 minute să transpire și ceapa, după care să întorc bunătate de pui înapoi în compoziție. Dar nu înainte de a pune jumătate de cantitate din cele două căciulii de usturoi. Practic o căciulie de usturoi, tocată feluțe la cuțit, am să o pun exact acum, în etapa aceasta. În ultimele 10 minute am să pun restul de usturoi să ridic, să potențez aroma. Tot acum am să pun și 3 frunzulițe de dafin, ia ca așa. Iau și amestec și deja se poate vedea fundul cratiței, cum s-au dezlipit toate cele zaharuri caramelizate. Deja pot să vă spun că avem aromă, avem tot ce trebuie în această crăticioară. Când vezi că grăsimea, uleiul, iese înapoi din ceapă la suprafață, se poate vedea deja în cratiță, ei bine, puteți trece la pasul următor. Și pasul următor e nimeni altul decât pun cărnița înapoi de unde a venit, adică în oală. Cu tot cu sucuri, e exact așa. Iau și fac loc, o îndes așa bine să ajungă în ceapă. Tot acum am să pun și o linguriță rasă de piper proaspăt râșnit și evident că tot acum am să pun ca 300 de ml de vinuț. Vinuț alb sec, din acela care îți place ție cel mai mult. Ăla îl folosești, că dacă pui vin acrișor, nu-i bun. Pune vinul care îți place și mâncarea va fi super delicioasă. După cum vezi, am pus o cană plină, zdravă. Suplimentar, am să mai pun aceeași căniță de apă. Practic urmăresc să acoper carnea de lichid. Dacă ai supă de pui, pui supă de pui. Dacă ai supă de vită, păstrează-o pentru altă mâncărică. Nu vrei să amesteci puiul cu vita. Ia priviți voi aici ce bine arată totul. Trec de colo-colo așa. Ce se întâmplă cu vinuțul? Vinuțul va continua să desprindă zaharurile caramelizate. Vinuțul va potența aroma pentru că este parte acidă. Iar partea acidă la mâncărică, ce face? O face mai gustoasă. De atunci când punem vin la o friptură, e nebunie, nu alta. Da, apa se evaporă, stați liniștiți, rămân doar esențele. Mai amestec puțin,
din acest moment dau focul la minim, pun și capacul, în genul acesta las o porțiune, o fantă mică să se evapore apa, că asta e intenția noastră, să scăpăm de excesul de apă, iar aici să obținem o friptură înăbușită la ceaun, exact cum trebuie, de zile mari. Așa că, ce să-ți mai spun? Când e vremea cu piureu, îți arăt cum îl fac și pe ăla. Între timp se face și fripturica la foc mărunțel. O să ia undeva la 45-60 de minute, în funcție de găină, de pui. Dacă folosești pui de țară, stai liniștit. Ai putea să te joci cu oala sub presiune ca să grăbești lucrurile. Pui totul în oala cu presiune, inclusiv ceapă, exact ce am pus eu aici. O pui în oala de presiune, dai drumul la program, o ții măcar o oră ca să te asiguri că ai frăgezit-o cum trebuie. După care iei capacul, vergi înapoi în cratiță și îți continui gătirea până când se evaporă excesul de lichid. Și în felul acesta ai păcălit fripturica. Ai transformat o găină bătrână într-o puicuță. Așa că, ce să-ți mai spun, ți-am dat toate ponturile din casă ca să știi ce ai de făcut. Dragii mei bufticioși, ia cătă, a ofiert. Apa ce am pus-o a ajuns exact cât a trebuit ca să se fiarbă, fără să mai trebuiască să arunc apa. Un prim avantaj ar fi acela că am scăpat de o etapă, să nu care cumva să te opărești la mâini. Doi, ar fi acela că am păstrat toate bunătățile din cartofi, inclusiv sarea, cantitatea de sare, în interior. Ceea ce e un lucru foarte bun. Acum am să spun așa, laptele cald, undeva la vreo 150 de ml de lapte cald, unt topit, că na, trebuie să fie în temperatură, iar cartoful îl verifici așa. Iei un cuțit, bagi vârful în el, și dacă au scutut și n-a căzut, înseamnă că nu e făcut. Dacă a căzut din prima, înseamnă că e făcut. Îl pătrunzi foarte ușor. Am să-l iau, să-l pisez. Obligatoriu să folosești cartofi special pentru piure. Aceia au mai puțin amidon în compoziție și nu se vor face precum lipiciu. E un lucru foarte, foarte bun. Îi mărunțești bine, 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 asta în cazul în care dorești un piure cât se poate de fin, apoi începi să înglobezi untul. Eu am aici undeva la vreo 150 de mililitri de unt, am să-l pun pe tot, i-am zis mililitri că, na, l-am topit. Și încep să-l incorporez. Ușor să nu te stropești, untul la pireul de cartofi e primordial. După ce ai înglobat untul, încep să pui lăpticul și pui așa câte puțin, iei și-l încorporez și tot așa până când înglobez și laptele. Acum, dragii mei, eu vorbesc de un piure făcut acasă, domestic, da? Cel de restaurant îl facem altfel. Acolo e și altă cantitate, alte măsurători, se trece prin sită, că na, vorba aia, îl servim la restaurant și trebuie să fie mai deosebit. Dacă vrei să-l servești ca la restaurant, e bine, ți-ai și tu o sită deasă și îl treci prin sita aia deasă, de lopții firicel cu firicel cu firicel. Uite așa, bat bine, pun și restul de lapte și gata. 2 minute mai târziu. Dragii mei, ăsta e pireuțul. Ia uite-l. E cremos, e exact cum trebuie. Îl guși și îl potrivești de sare. Acum se ia pulsul la piure. Mamă, exact cum trebuie și exact cum îl doresc. Cartoful folosit e genial. Încă un pic îl mai bag. Și imediat e gata și fripturica și treaba bună. Ia că te pofticioșilor, fripturica a scăzut exact cum trebuie. E momentul în care am să pun restul de usturoi. Da, cealaltă căciulie de usturoi tocată la cuțit. Uite așa, acum o pun, iau și amestec. După cum puteți vedea, am scăpat de o bună parte de lichid, s-a evaporat în urma gătirii, evident. Acum ce rămâne de făcut este să las 5-10 minute, maxim 10 minute, să mai scadă puțin, să ajungă să prăjesc puțin ceapa. Mare atenție, să o prăjesc în etapa aceasta, când e deja gătită, pentru că acum amplificăm aromele, acum aducem preparatului ceea ce trebuie. Dar nu de tot, trebuie să obțin și un sos, un jiu din acela care va merge de minune la pireuțul de cartofi. O nebunie o să iasă. Abia aștept să mănânc. Hai, încă puțin și gata frumusețea asta de friptură. Dragii mei, iacătă, totul e gata. Pireuțul de cartofi e așa cum trebuie, are gust de unt, are tot ce trebuie, finețe, ce să mai. Iar aici fripturica, la care, apropo, să închid și focul. Și da, priviți și voi ce bine arată. A scăzut exact cum trebuie, a început să se luminească și ceapa. Acum ce rămâne de făcut decât pregătit farfuria perfectă pentru gustarea perfectă. De îndată vă spun și vouă ce a ieșit aici, că nu mai pot de poftă. Abia aștept să mănânc, să bucur sufletul ăsta minunat la câtă trudă a băgat. Că vorba aia, a trebuit să mă descurc cu 50 de leuți și mi-a mai rămas și de o bere. Dar să nu mă spuneți, dragii mele soțioane. Bănuiesc că te-ai prins, că ce am aici nici nu-mi cape discuție că e super delicios. Îmi vine să mănânc cu ochii. De fapt, mănânci prima oară cu ochii, după care mănânci cu gurița și apoi stomacelul se delectează cu bunătățile ce le ai aici în față. Dragi bofticioși, un preparat pe buget, aș zice eu, dar te asigur că e super, super delicios. N-o să-ți vină să crezi. De fapt, îți vine să crezi că n-are cum să nu-ți placă
pireuț cu fripturică de pasăre, de puiuț, făcut la ceaunel, înnăbușit, așa, cu multă ceapă, cu usturoi. Ua, îmi plouă în gură deja numai când îmi imaginez. Dar aminte să și mănânc. Dragii mei, haideți să vedem ce ai și dacă e ce trebuie sau nu, că vorba aia, friptură de pasăre la ceaun. O nebunie, nu altă. Și, Doamne, îmi plouă în gură. Ia, privește tu pireuțul ăsta minunat, cu ceapă, cu sosulesc, ce să mai e, o nebunie. Mamă, atât de bun. Văru. Băi, oameni bune, e șmecherie ăsta. Mamă. Cum merge cu sosul ăsta minunat, cu ceapă, văliu. Ia uite, cărnița desprinde de piciol în el. O nebunie, nu alta. Wow. Îți vine să mănânci oasele, atât de bun. Și ia, să facem noi gura perfectă. Ca un dirijor la operă. Un deliciu. Un deliciu. Ia, vrei și o gură? Nu, dă-te mai aproape. Hai, vin o leacă mai aproape. O leacuță. Ia. Ai văzut, e bun? Ha? Ai văzut că poți să mănânci prin sticlă? Nu o să ține a crede. Da, eu sunt singur norocos care a prins bunătatea asta de pireuți. Am inventat un mecanism prin care transfer mâncarea prin televizor. Și unul singur e pofșiosul ăsta care îl prinde. De fapt, nu, hai să fii doi azi. Uite, ia, hai, ia și tu. Ia, fiate. Ia, hai, ia și tu, ia. E? Așa e că-ți place? N-are cum să nu-ți placă, băi, n-are cum să nu-ți placă. Da, felicitări Mihai, felicitări Andreea că ați izbutit să gustați și voi de mâncarea pregătită de șef Paul Constantin. Un deliciu, nu alta, un deliciu. Așa că eu vă mulțumesc că v-ați uitat până la final, vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca de fiecare dată, că vă plac rețetele mele, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciați pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe TikTok și Instagram, că îmi dați cu abonare pe canalul meu de YouTube și că mă vizitați pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele precum această bunătate sunt trecute pas cu pas, cu ingrediente, cu modul de preparare, să știi ce ai de făcut, să-ți iasă ceea ce trebuie. Iar până data viitoare, când ne vor vedea cu o nouă rețetă super, super delicioasă, rămâi flămând de amintiri mereu pofticios cu gândul la bunătatea asta de fripturică la ceaunel. Eu te-am pupat, te-am îmbrățișat și să ne auzim fericiți, sănătoși și bine dispuși data viitoare. Și nu uita, ori ți-o faci cadou, ori dai cadou. Deja știi cum funcționează lucrurile. Ne vedem data viitoare.